Arta este mai mult decât un tablou. Este interpretarea inimii omenești. Arta creștină este chiar mai mult. Este expresia credinței omului, a încrederii și predării sale lui Iisus Hristos. Ca și creștini, noi nu divinizăm arta, după cum niciun predicator nu și-ar diviniza predicile, dar ambele sunt modalități de a spune lumii vestea bună a marii iubiri a lui Dumnezeu. Cineva a spus că un tablou valorează 1000 de cuvinte. Aceasta înseamnă că ne amintim mult mai mult de ceea ce vedem decât de ceea ce auzim. Trăim astăzi într-o lume în care e foarte importantă imaginea. Doresc să vă povestesc cum a ajuns să fie realizată această pictură pe care artistul o reproduce. În 1892, într-o casă creștină din Chicago, s-a născut un copil pe nume Warner Salmon. Încă de mic a fost puternic impresionat de imaginile din Biblie pe care le vedea la școala duminicală, făcute de artistul creștin Gustav Dörr. Aceste imagini păreau că îi aprind în inimă un foc și de la o vârstă fragedă simți că într-o zi va deveni artist. Biserica l-a încurajat în speranțele și visele lui, iar profesorii săi dedicați i-au dirijat interesul artistic. La vârsta de 14 ani, Warner a început ucenicia în artă în timp ce participa la cursurile serale ale Institutului de Artă din Chicago. După 9 ani de muncă asiduă, a primit diploma de absolvire, singura din istoria institutului oferită unui student la seral. În timp ce studia arta, frecventa și cursurile Institutului Biblic. Pe când era la acest institut, Warner a fost solicitat să creeze opere care să se integreze artei creștine. Într-o zi un profesor l-a întrebat: "Am înțeles că ești artist, nu-i așa?" "Ei bine, într-adevăr îmi place să desenez," a răspuns Warner. "Foarte bine, nu te lăsa, noi avem nevoie de artiști creștini. Am convingerea că într-o zi vei putea să exprimi prin artă concepția ta despre Hristos." Majoritatea tablourilor pe care l-am văzut îl redau prea efeminat. "Sper ca tu să pictezi un Iisus Hristos plin de bărbăție." "Vreți să spuneți că Iisus ar trebui să arate mai natural?" "Exact," a răspuns profesorul. "El a trăit și a muncit în aer liber, așa că el trebuie să fi fost ars de soare. Imaginează-ți fața lui cu o privire hotărâtă ațintită spre Ierusalim. Fața lui trebuie să fie avut trăsături masculine care exprimau energie, putere. Acesta este tabloul de care am nevoie și sper că tu îl vei picta într-o zi." Multă vreme tânărul artist a fost intrigat de felul nepotrivit în care Iisus era de obicei pictat, de obișnuita redare a lui Iisus trist și obosit. Simțea că fața lui Iisus trebuia să exprime frumusețe, dar și simplitate, și spera că într-o zi va picta un asemenea tablou. În sfârșit, la vârsta de 31 de ani, a venit momentul potrivit. Lucra ca editor de artă al unei reviste creștine pentru tineret și avea responsabilitatea de a realiza materialul artistic, ilustrațiile și desenele de pe copertă pe întregul an. La întâlnirea conducerii revistei, nimeni nu a avut o sugestie satisfăcătoare pentru numărul din februarie al revistei Viața Creștină. Deoarece însuși Salmon nu a putut oferi nicio soluție bună, nu și-a putut asuma responsabilitatea de a sugera ceva altcuiva. De aceea problema a rămas în seama lui. Desenul trebuia terminat și dat gravorului la începutul lui ianuarie, cu scopul de a scoate numărul din februarie al revistei. Timp îndelungat, a meditat asupra temei, încercând să găsească ceva care ar fi putut cu adevărat să impresioneze pe tineri, dar nicio idee nu-i venea în minte. Cu o zi înainte de termenul de predare, lucră până târziu la planșeta sa, dar în zadar. În cele din urmă se retrase să se odihnească, dar nu putu dormi, fiind necăjit și îngrijorat că nu va putea prezenta desenul la timp. "În zorii zilei," povestea artistul, "mi-a apărut într-un cadru luminos chipul lui Hristos, atât de clar
încât aproape l-am văzut desenat pe hârtie. Am urcat de grabă în studioul meu și am făcut rapid o schiță înainte ca imaginea să-mi dispară din minte. În ziua următoare am făcut un desen mărit, în cărbune, pe care l-am terminat tocmai la timp. Desenul a fost o provocare pentru toți cei ce l-au văzut. Astăzi tabloul este cunoscut sub numele Capul lui Hristos și poate fi găsit în multe case în întreaga lume. În acest tablou, Iisus e prezentat ca un om matur și totuși plin de tinerețe, curajos și totuși smerit, plin de bărbăție și compasiune, practic și totuși mistic, prietenos și totuși singuratic. Dar toate aceste trăsături de caracter se îmbină într-o perfectă armonie. Pe această primă pictură se bazează realizarea tabloului Hristos la ușă. Acesta este unul dintre cele mai complete și fascinante portrete ale Evangheliei. Tema tabloului este inspirată din Scriptură, din Cartea Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 20, unde Iisus se adresează unei biserici astfel. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Salman a strecurat câteva detalii foarte semnificative pentru înțelegerea mesajului tabloului. Privind atent, veți vedea că lumina care radiază din chipul lui Hristos se revarsă atât înspre cadrul ușii, cât și spre bolta de deasupra capului său, schițând forma inimii omenești. Aceasta este ușa îngustă spre inima omului. Doar un singur stăpân poate intra pe ea, fie Dumnezeu, fie diavolul. Priviți apoi grădina din fundal. Iată ce a mai rămas din ceea ce a fost cândva o grădină frumoasă și îngrijită. Ciulinii, buruienile și scaieți au năpădit, iar vița de vie crește pe pereții casei. Aceasta este grădina neglijenței. Probabil ea a fost cândva grădina rugăciunii, așa cum era când o vizita Iisus mai des. Acum Hristos și-a croit cu greu drum prin această grădină în paragină, spre ușa închisă și zăvorâtă. Grădina a fost abandonată de mult timp, iar păsările și-au făcut cuiburi în streșina de deasupra ușii. Scândurile groase de stejar sugerează o ușă care nu cedează ușor. Iisus însă nu va intra dacă nu e invitat. Hristos este în centrul imaginii. Prezența sa domină. Florile se întind parcă să-i atingă poala veșmântului. Haina lui albă, fără nicio cusătură, îi sporește frumusețea. Puritatea ei vorbește de transcendentul Iisus, a cărui putere spirituală și har au uimit lumea timp de 2000 de ani. Prin harul lui Dumnezeu, bunătatea eternă a Tatălui și nevoia omului de salvare se întâlnesc în pragul acestei uși. Priviți acum la vizorul fixat în ușa solidă de stejar. Prin el se poate vedea că în interior e întuneric. Salman a zis, vizorul este pus ca persoana din interior să poată vedea cine este la ușă. Răspunzând la ciocănitul în ușă, proprietarul casei poate privi persoana de afară înainte de a-i permite să intre. Este posibil ca mulți oameni să-l fi zărit pe Salvator din când în când, dar nu au răspuns bătăii sale. Această ușă bine zăvorâtă este un simbol al răzvrătirii omului. Biblia ne spune că inimile noastre sunt infectate de o boală spirituală. Această boală este păcatul. În Biblie de asemenea este scris, inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Hristos poate vedea dincolo de ușa închisă adevărata noastră condiție. Iisus a zis, căci din lăuntru, din inima omului, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din lăuntru și spurcă pe om.
Te-ai gândit că închizând ușa inimii față de Dumnezeu, cauți să-ți ascunzi păcatul de cel atotputernic? Toți am avut tendința aceasta, dar e o înșelare. Dumnezeu știe ce este în lăuntru. El îți cunoaște gândurile, El îți știe viața. Când pleci la biserică duminica, nu lași pe Dumnezeu în urma ta. Dumnezeu nu locuiește în case făcute de mâini omenești. El este acolo unde te afli și tu. El merge cu tine. El știe ce fel de persoană ești. Dumnezeu cunoaște păcatul din viața ta, poftele inimii tale. Biblia spune că în timp ce Dumnezeu iubește pe păcătos, El urăște păcatul. Dumnezeu urăște păcatul atât de mult, încât în justiția divină, El a decretat pedeapsa cu moartea pentru toți cei care au păcătuit. Cât de departe ești tu de eternitate? Pune-ți doar mâna pe inimă. Poți să o simți bătând? Credincioasă ea bate minut după minut, oră după oră, dar într-o zi se va opri. Chiar acum ești doar la distanță de o bătaie de inimă de eternitate. Un alt detaliu al tabloului, deosebit de important, este zăvorul. Unde este? Locul unde ar putea fi este ascuns, dar artistul lasă să se înțeleagă că ușa nu are zăvor pe din afară. Ușa inimii poate fi deschisă doar din interior. Hristos stă la ușa inimii tale chiar acum. Tu, dacă vrei, poți să-i deschizi. El nu va intra neinvitat, ci doar ca un musafir binevenit care vrea să dea lumină și viață inimii tale. Tabloul ar fi parcă incomplet fără acea pată purpurie pe mâna lui Iisus, indicând semnul cuielor. Acesta este Hristosul cel răstignit și înviat, care bate la ușa inimii tale. El s-a dus la cruce, a ispășit pedeapsa pentru păcatele tale, a triumfat asupra morții și acum vine să-ți dea darul vieții veșnice. Iisus bate ușor. El nu forțează ușa, ci așteaptă cu răbdare. Chiar acum poți să-i deschizi inima și să-l inviți să intre. Biblia ne spune că plata păcatului este moartea. Moartea despre care vorbește Biblia este mult mai mult decât moartea fizică. Este moartea spirituală, moartea eternă, moartea care înseamnă despărțire de prezența lui Dumnezeu. Biblia descrie această stare prin cuvântul iad. Plata păcatului este iadul. Probabil te vei întreba, ce speranță mai este atunci pentru mine? Faptele tale bune oricum nu sunt un motiv de speranță. Relația ta cu Dumnezeu nu poate fi restabilită prin faptele tale bune. Mai mult, Biblia afirmă clar că toți au păcătuit. Dar este totuși o cale de ieșire. Dumnezeu a oferit-o în Hristos. Iisus a făcut mult mai mult decât să te învețe un cod moral. Iisus a plătit pedeapsa pentru vina ta la cruce. Deși nu a păcătuit niciodată, El a experimentat moartea iadului ca un păcătos, pentru tine. Dumnezeu vrea acum să facă o operație spirituală pe inima ta. El lucrează prin cuvântul Său, după cum spune Scriptura în Evrei, capitolul 4, cu versetul 12. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo încât desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Cum devine cineva mântuit? Mai întâi trebuie să înțelegi că Dumnezeu te iubește și dorește ca tu să ai o viață reînnoită. Biblia spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iisus de asemenea a spus, Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. În al doilea rând trebuie să-ți mărturisești păcatul. În Scriptură e scris, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Asta înseamnă că toți oamenii sunt păcătoși,
Dumnezeu compară pe oameni cu Iisus Hristos, Fiul Său. Ești tu la fel de bun și perfect ca Iisus Hristos? Nimeni nu este la fel de bun ca El. Păcatul este acela care te desparte de Dumnezeu. Biblia specifică, pentru că plata păcatului este moartea, ceea ce înseamnă o separare spirituală de Dumnezeu. Aceasta este moartea în eternitate, moartea în iad. De fapt, acesta este iadul de care vorbește Biblia. În al treilea rând, vestea bună a lui Dumnezeu este că Iisus Hristos a murit pe cruce pentru ca tu să ai această nouă viață. Iisus a murit pe cruce pentru tine. El este puntea peste prăpastia dintre Dumnezeu și om. Dumnezeu și-a arătat dragostea sa pentru tine, trimițând pe Hristos să plătească pedeapsa pentru păcatele tale. Iisus a luat păcatele tale, moartea ta, judecata ta, adică locul tău pe cruce. Apoi, după 3 zile, a înviat dintre cei morți. În acest mod, Dumnezeu a arătat clar că El te iubește. Te iubește personal. Biblia ne asigură că Dumnezeu și-a arătat iubirea pentru noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Această nouă viață în Iisus Hristos este un dar din partea lui Dumnezeu. Tu nu poți să-L obții doar trăind o viață bună, cinstită. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. În al patrulea rând, vestea bună a lui Dumnezeu este aceasta. Primindu-L pe Hristos ca Domn și Salvatorul tău, tu ai această viață nouă. În Biblie ni se spune, tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. A-L primi pe Hristos înseamnă să întorci spatele păcatului și să te îndrepți pe Hristos, să crezi că El îți iartă păcatele, îți șterge vina și îți dă o viață nouă. Aceasta înseamnă să-L faci pe Iisus Hristos Domnul vieții tale. Îl primești pe Hristos prin invitație personală. Iisus a spus, iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva vocea mea și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Prin rugăciune primește-L chiar acum pe Hristos în inimă. Începe o viață nouă, întoarce-te din păcat. Dumnezeu spune în cuvântul Său, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Acest oricine te include și pe tine, dacă te întorci din păcatul tău și îți pui credință în Iisus Hristos. Rugăciunea este pur și simplu o conversație cu Dumnezeu. Cere lui Iisus să vină în viața ta, chiar acum. Ai putea să o faci printr-o rugăciune, spunând, Doamne Iisuse, am nevoie de Tine. Vreau să mă întorc din păcatul meu. Cred că ai murit pe cruce să mă răscumperi. Vino în inima mea, fii Domnul și Salvatorul meu. Ia controlul vieții mele și fă-mă persoana care Tu dorești să fiu. M-am rugat în numele lui Iisus Hristos. Amin. Thank you.